Urmărire ca în filme pe străzile din Constanța. Un șofer teribilist care nu a oprit la un filtru al polițiștilor a intrat cu bolidul în radarul neinscripționat. După accident, șoferul de origine palestiniană a luat-o la fugă chiar dacă era rănit în încercarea de a scăpa de polițiști. A fost prins imediat pe un câmp din apropiere și transportat de urgență la spital. Pe numele său polițiștii rutieri au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.